Astăzi a debutat turneul zonal de la Timișoara, competiție la care participă echipele ce au terminat campionatul pe locul întâi la juniorii republicani. Gorjul este reprezentat de Pandurii Târgu Jiu. Grupa pregătită de Costel Andriucă și Eugen Pădureanu a câștigat seria a șasea din acest sezon, clasare care le-a permis să participe în competiția din Banat. La toate grupele cu care am participat, în competițiile județene și organizate de Federația Română de Fotbal, ne-am clasat pe locul întâi. Pentru juniorii Pandurilor, acest sezon a fost unul perfect. Unii dintre ei au fost promovați la echipa mare. Petre Grigoraș a aruncat în luptă juniorii fără a se teme vreun moment. Cea mai mare satisfacție însă este faptul că avem în sfârșit juniori promovați la Liga 1. Și trebuie să mulțumim pe această cale domnului Grigoraș. Conducerea centrului de copii arată cu degetul spre ceilalți antrenori care au trecut pe la Pandurii pentru că doar îi amăgeau pe copii. Spre deosebire de ceilalți antrenori care au trecut pe la clubul nostru și de fiecare dată îmi spuneau că avem copii talentați, mi-i luau în pregătiri, mi-i duceau în cantonamente, dar nu au avut curajul, cum a avut domnul Grigoraș, să-i și promoveze. Să joace. Pentru grupa de juniori prezentată la Timișoara, evoluează și trei dintre jucătorii promovați de Grigoraș la echipa mare, Daniel Unguru, Ionuț Constantin și Albert Voina, ultimul evoluând deja de două ori în Liga 1. Programul turneului zonal se desfășoară în perioada 26-29 mai, după cum urmează. Pe 26 mai, Pandurii Târgu Jiu, FC Timișoara. Pe 27 mai, Pandurii Târgu Jiu cu Gaz Metan Mediaș. Pe 29 mai, Pandurii Târgu Jiu cu Universitatea Cluj.